Salut! Ne-am strâns iar Dragoș Dodu, Florin Poenaru, Bogozanu și cu invitata Mihaela Mihailov. Salut, Michela! Salut! Zi-ne puțin de festivalul de teatru politic. Cum a fost până acum? Ce piese aveți? Deci, fă-ne așa puțin ce mai e de văzut. Pentru că după aia vreau să intrăm chiar în conținutul lui puțin, că o temă care pe mine mă obsedează asta cu minerii și figura minerii. Dar acum ce, câte piese au fost sau ce mai putem vedea? Păi până acum a fost, de fapt, ideea e așa, stagiunea de teatru politic m-a pornit de la spectacole pe care le-am făcut noi în ultimii ani, spectacole clar asumat politice, gândite cumva într-o reacție la tot ce se întâmplă, de fapt, în momentul ăsta în teatru, în teatrele de stat mai ales, și anume spectacole foarte conformiste, foarte clasice și foarte, cum să spun, ideologic direcționate clar spre un public burghez și tot așa. Și cumva stagiunea vine, de fapt, ca o completare a lucrurilor pe care noi le-am făcut. Sunt mai multe spectacole, fiecare spectacol se joacă de mai multe ori, cu excepția două spectacole care sunt invitate, unul de la Târgu Mureș, al lui Bogdan Georgescu, și celălalt al Mihailei Drăgan, de Luma. Și sunt spectacole care merg foarte mult pe o zonă de conflict cu realitatea socială, cu felul în care e interpretată istoria, cu variante de istorie care de obicei sunt foarte, cum să spun, prezentate dintr-o unică perspectivă, eroizantă și tot așa. Până acum s-a jucat După Traian și Decebal, un spectacol care mă încearcă să vorbească despre fenomenul gay în România înainte 29 și după, și a avut loc o reprezentație cu spectacolul Capete în Câmpul Tate, care tot așa pornește de la evenimentele din 13-15 iunie 90, și ce încercăm noi e să dăm mai multe variante de adevăr și mai multe variante de, cum să zic, istorie și ideea că până la urmă... Și mai vin și celelalte cu minerii, mai arăți și da, avem și Sub Pământul, spectacolul care cumva continuă Capetele Fierbul Tate, iarăși săptămâna viitoare va fi o premieră, ne-am născut în loc potrivit. Sper că am făcut de Alice Bunca Manoscu și David Schwartz despre condiția refugiaților. Cumva toate spectacolele sunt clar înmulțite și ca tip de documentare, toate pornesc de la interviuri pe care noi le-am făcut cu oameni din diverse zone și au o miză foarte clară, ceea de a pune în discuție niște probleme politice. Clar, direct, fără alte fițe. Politician. Da.